Noul Fepe 6 de la Iorghe. 5 bucăți în cutie, 2 grame bucata, deci necu de 10 grame pe total, 2 grame bucata, producție 2018, da. Dar am uitat ceva. Am uitat să verificăm grămajul și construcția, așa că haide să verificăm o dată construcția acestor petarde. Da, deci este petardă clasa F3. Să verificăm construcția, grămajul și revenim cu testul. Hai! Și cum spuneam, la Exploder 5, cei care ați văzut filmarea, cei care sunteți noi, intrați la clipurile mele și verificați. Deci, cum spuneam, Exploder 5 seamănă pe FP6. Asta e ceva mai mare. Da. Însă, totuși, astea seamănă parcă pe Mata Bruja. În fine, noi suntem la FP6. O petardă foarte mare, însă doar cu necul de 2 grame. Dar să nu o lălăim prea mult. La fel și aici ca și la Exploder 5, nu avem flamă înaintea bubuiturii. Fundul are totuși altceva, nu gips. Este gips. Avea ceva lipici. Deci este un gips. Mă rog, gips. Este acel praf de cărămidă care se pune de obicei la baterii, la bateriile de artificii. Și ar trebui să-i găsim și la asta punctul slab. Am găsit undeva pe la mijloc de obicei. Aici este punctul slab, punctul moale. Era să mă accidentez. Ok. Este un carton mai gros față de cel care avea Exploder 5. Ce să-i fac, o gaură mai mare ca să iasă praful mai ușor. Nu vreau să-mi stric, cei care sunteți vechi, ați văzut că am și o colecție de briceaguri și nu vreau să-mi stric cele mai bune, așa că asta nu taie foarte bine, dar în fine, să vedem gramajul, ci că ar trebui să aibă 2 grame. Așa, 0,50.
fac o gaură totuși mai mare. La Exploder 5 avea praf de aluminiu, mă rog, praf negru, tot praf negru avea, dar era mai gri. Nu mă pricep foarte mult la partea chimică, partea de compoziție, dar cu siguranță la FP6 este folosit un alt fel de material, pentru că aceasta este negru, deci mai mult, mult mai negru în față de cum era la Exploder 5. Aici mai am o bulgăre, sper să reușesc să o iau fără să o sfarăm, așa, deci și aici are puțin lipit acolo pe ele, însă nimic deosebit, gips. Și, surpriză, gramaj 3,2 grame. Este mult mai negru față de cum era la Exploder 5. Să vedem, totuși, sunt curios. Parte de gips. Cât are la capăt cea cărămidă, doar că cuțitul meu nu taie foarte bine. Construcția petardelor, emițătoarele de sunet, joacă un rol important la bubuitură. De aceea, unele petarde care au aceeași gramaj față de altele, tot cu aceeași gramaj, deci bubuitura diferă, sunetul este mai mare deoarece diferă construcția, diferă materialul folosit. Și uitați ce un dop frumos de praf de cărămidă la capăt. Deci au folosit și gips, au folosit și dop de cărămidă. Și s-ar putea ca aceste tuburi să fie folosite pentru că sunt destul de groase, la fel cum sunt la baterii, tuburi groase. N-am o ruletă ca să măsor, dar s-ar putea să le folosească și la tuburi de baterii și de aceea are dopul de cărămidă în fund. E prins bine, nu reușesc să o scot, dar la fel și aici are cam 10 cm de fitil, fitil care se poate refolosi, dar că reușesc să scoți. În fine, ați văzut, 3,2 grame FP6. Să mergem să vedem cum buie. Ați văzut verificarea, gramajul, construcția.
să vedem. Nu mă aștept să se bubuie foarte tare pentru are decât 2 grame, însă pentru mine, pentru colecție, arată foarte bine și merită să o am în colecție. Dar să facem și testul. Mult nu a rămas. Adică, mă rog, am rămas mult, asta vreau să zic. Aici avem o bucată. Ce a rămas? Gips. Deci foarte, foarte mult gips. Cum ați putut vedea și la verificare, partea cealaltă, iar gips. Bubuitură mică. Este bună pentru colecție, atâta tot. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram. O să repet asta fiecare dată. Acolo găsiți postarea cu produsul care urmează să apară pe YouTube. Postarea sau produsul sau orice altceva ce urmează să apară pe YouTube. Deci, cei de pe Instagram afla prima dată ce urmează să postez pe YouTube. Vă mulțumesc, toate cele bune, pa, pa!